Alături de Dr. Oetker începe rețeta de acasă. Bun găsit la rețeta de acasă! Astăzi este ziua dedicată prăjiturii, așadar vom încerca să facem o prăjitură pe gustul vostru. Am și invitat astăzi în emisiune, este vorba despre Saviana, care îi spun bine ai venit! Bine te-am găsit! Așa, Saviana! Mă bucur să fim astăzi împreună și mă bucur să lucrăm ceva care sper să fie și pe gustul tău. Îți plac prăjiturile? Da! Da? Și care e prăjitura preferată? Ia să auzim! Trebuie să ai tu una care îți place mult, mult de tot! Gogoși? Și mie îmi plac gogoșile. Ah, ce bune sunt. Ce fel de gogoși? Cu gaură sau de alea rotunde, așa, fără gaură, în mijloc? Cum? Cum le face mami? Rotunde? Cu gaură. Cu gaură? Ah, ce bune sunt gogoșile cu gaură. Și îți place să le mănânci și cu gem? Cu dulceață? Da. Și îmi plac și mie. Ce bine, ce bine. Lasă că te mai invit odată în emisiune și facem gogoși, bine? Bine. Astăzi nu facem gogoși, însă vom face o altă prăjitură, dar mai întâi de toate să aflăm ce ingrediente folosim și după aia mai stăm de vorbă, bine? Da. Ok. Ingrediente pentru aluat: 225 de grame de făină de grâu, 125 de grame margarină sau unt moale, 80 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilinat. Pentru umplutura de caramel: 2 linguri de unt, un plic zahăr pudră cu gust de vanilie, 400 ml smântână dulce pentru frișcă, 150 de grame de zahăr. Pentru glazură, un plic de glazură de ciocolată neagră, un plic de glazură duo. Ei, Saviana, astăzi facem fursecuri. Fursecuri cu caramel. Caramelul îți place? Da. Înghețata cu caramel îți place? Da. Ei, noi facem fursecuri cu caramel, să vezi ce bune sunt. Îți plac fursecurile? Da. Biscuiții? Da. Mm-hmm. Ei, astea făcute de noi în casă vor fi și mai bune decât alea pe care le cumpărăm de la magazin. O să vezi, și se fac foarte ușor. Mă ajuți? Da. Câți ani ai? 6 ani! Bravo, ai împlinit? Ai împlinit 6 ani? Mai de mult. Mai de mult? Mai știi în ce lună? Nu. Nu mai știi. Dar nu ești la școală. Ești la școală? Nu. La grădiniță? Da. La grupa pregătitoare? Nu. Dar? Mijlocie. La grupa mijlocie? Abia? Mhm, deci te-ai dus mai târziu la grădiniță. Am înțeles. E frumos la grădiniță, nu? Da. Da. Hai să ne apucăm de treabă. Ai mai făcut prăjituri cu mami? Da. Ai ajutat-o? Mhm. Mm-hmm. Și ce se pune întotdeauna? Care e ingredientul principal de la prăjitură? În general. Cam cu ce ingredient se fac toate prăjiturile? Ce nu lipsește niciodată dintr-o prăjitură? Aproape niciodată. Ceva care dacă îl arunci în aer, te albești. Făină. Făină. Cu ea și începem. Uite, punem aici într-un castron făina asta. Te rog să o pui tu. O pui? Bravo! Făina! Așa, mai avem un ingredient esențial pentru prăjitură, pentru că prăjiturile sunt dulci. Ce-o fi ăsta? Zahăr. Zahărul! Dar să vorbești mai tare, ca să te audă toată lumea. Mai avem și zahărul vanilinat, care conține vanilie, da? Pentru că trebuie să dăm gust prăjiturii, să aibă gust de vanilie, nu? Da. Punem și vanilie peste. Și adăugăm și o bucată de unt. Unt sau margarină moale. Și acum cu mixerul vom amesteca întâi la viteză mică, după care la viteză mare. Ia să vedem. Dăm drumul. Avem aluatul acum. Ia să vedem. Punem puțină făină ca să nu se lipească de mâini. Pentru că aluatul așa are tendința să se lipească. Și îl vom așeza în tavă. Tava am uns-o. Puțin unt. Avem aici bucata de aluat. Și pur și simplu așezăm cu mâna în tavă. Uite așa, împingem cu degețelele. Îl punem la cuptor 25 de minute. Bineînțeles, cuptorul trebuie preîncălzit. Ei, și acum, Savia, vom face caramelul. Hai să vedem cum se face. N-am făcut niciodată caramel, e prima oară. Pentru asta îmi trebuie bucățica asta de unt, zahăr, smântână și zahăr pudră. Desfacem plicul de zahăr pudră și îl punem pe tot într-un castron. Turnăm laptele. E zahăr pudră cu aromă de vanilie. Ia uite ce frumos miroase. Mm-hmm. Turnăm peste el. Hai să-mi iau eu de aici un
Amestecăm. Până când se omogenizează, știi? Și facem următorul lucru. Aici, într-o crăticioară, punem untul la topit. Te rog, îmi dai lingura de acolo? Lingura aia mică de lemn. Aia! Bravo! Punem untul și zahărul. Să dăm cu un piculeț mai mic. Și lăsăm untul cu zahărul până când zahărul prinde puțină culoare. Dar nu trebuie să devină maro. Doar puțin, puțin auriu. Îl lăsăm să se topească, știi? Da. Este aproape gata. Turnăm imediat și smântâna cu zahăr peste caramel. Trebuie să turnăm încet, da? Și tragem de pe foc. Ia să vedem. Amestecând continuu. Și punem din nou pe foc și amestecăm. Până când obținem caramelul, o să vedeți, se închide la culoare, dar trebuie amestecat continuu. Caramel, care vine din latinesul canamelis, care înseamnă, de fapt, trestie de zahăr. Deci s-au inspirat, odată de denumirea asta caramel, acestui preparat, pentru că seamănă cu trestia de zahăr la culoare. Gata! S-a caramelizat. Vă sfătuiesc să nu renunțați foarte ușor, pentru că durează cel puțin un sfert de oră, dacă nu chiar 20 de minute, până când caramelul este gata. Și acum întindem frumos caramelul peste blat și lăsăm să se răcească. O oră trebuie lăsat la rece. Caramelul s-a întărit, da? A trecut ora de care aveam nevoie și aici avem două tipuri de glazură pe care două pachete, da? Glazură de ciocolată și glazură duo. Le-am pus pe amândouă în apă fierbinte și le-am lăsat să se topească glazura din interior. Acum luăm glazura simplă de ciocolată, desfacem piculețe și punem peste caramel. Ciocolata, îți place ciocolata? Da. Și mie îmi place. Uite așa, turnăm toată glazura. Desfacem și plicul de glazură duo. Să vezi, avem aici două culori. Și tăiem doar un colț de data asta, nu tăiem tot. Tăiem un colț ca să ne fie mai ușor să o punem. Și pur și simplu, stai puțin, cum nu așa să fac. Uite. Stai puțin. Când am ajuns încă la glazură albă. Uite. Fursecuri cu caramel am pregătit astăzi împreună cu Saviana. N-a fost chiar atât de greu, nu-i așa? Da. Sunt niște fursecuri delicioase pe care le faceți în casă. Sunt mai sănătoase și mai proaspete decât cele pe care le luați de pe raft. Plus de asta aveți bucuria și plăcerea de a oferi celor dragi și mai ales copilor ceva făcut de mâna voastră. Eu vă doresc spor la treabă, sper să încercați cât mai repede rețeta propusă de mine și să nu uitați că ne revedem și mâine tot aici la o nouă rețetă de acasă. Să le facem cu mâna! Am degustat rețeta de acasă alături de Dr. Oetker.